Inconștiență la volan. Doi tineri teribiliști au fost răniți, unul dintre ei foarte grav, după ce s-au răsturnat cu un bolid la 220 de km pe oră, în timp ce transmiteau live pe Facebook. Accidentul s-a petrecut azi noapte pe un drum din județul Mureș. Șoferul, un tânăr de 23 de ani, se afla în mașină alături de un prieten în vârstă de 20 de ani. Pasagerul transmitea live pentru a le arăta prietenilor cum merg ei cu peste 200 de km la oră. Pe imaginile transmise pe rețeaua de socializare se poate observa cum cei doi ascultă manele și vorbesc despre viteza atinsă, moment în care șoferul pierde controlul autoturismului și se răstoarnă. Pasagerul a fost rănit grav în timp ce șoferul a scăpat cu răni ușoare. Pe fotografiile făcute după accident se vede cât de tare a fost distrusă mașina în urma impactului. Poliția Mureș a deschis o anchetă în acest caz. Accidentul s-a produs pe fondul vitezei excesive. Au rezultat două victime, respectiv conducătorul auto rănit ușor și un pasager aflat în autoturism, respectiv un tânăr de 20 de ani din comuna Hodac, rănit grav. În cauză, polițiștii efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor care au dus la producerea incidentului. Reprezentanții PJ Mureș mai informează că legea nu interzice pasagerilor din autoturisme să folosească telefoanele mobile, ci doar șoferilor.